La Sanador, timpul înseamnă viață. Pentru asta am creat spitalul care este lângă tine atunci când existența depinde de secunde. Sanador, sănătatea ca stil de viață. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live. Astăzi avem un meniu foarte bogat, s-a tras la sorți grupa pentru România la Euro. De asemenea, FCSB nu reușește să se profite de pașii greșiți făcuți de CFR Cluj și Rapid. Pierde pe teren propriu cu Oțelul, rămâne la aceeași distanță față de locurile 2 și 3 și la FCSB e supărare mare după înfrângerea cu Oțelul de pe teren propriu. Patronul echipei Gigi Becali a vorbit despre expulzarea a 4 fotbaliști din lotul liderului în pauza de iarnă sau chiar de acum, dacă ei doresc, spune Gigi Becali. De asemenea, vom discuta despre acest reviriment al Craiovei, care, sub conducerea noului antrenor Ivailo Petev, câștigă toate cele 3 meciuri pe care le-a disputat de când a început mandatul antrenorului bulgar la această formație. Alături de mine în studio se află Alex Bouceanu. Salut, Alex, bine ai venit! Bună seara, bine v-am găsit! Un meci special pentru tine, pentru că Oțelul și FCSB sunt două echipe la care ai jucat în cariera ta și care, iată, s-au înfruntat pe arena națională. Cât de surprinzător a fost pentru tine ce a ieșit la final? Sigur că este o doză de surpriză, să-i spun așa, pentru că FCSB pornea ca favorită și din postura de lider al campionatului avea șansa să-și mărească acest avantaj. Și Oțelul e o echipă care joacă într-adevăr foarte bine, în schimb are rezultate predominant mai bune acasă. Cred că asta e ceva tradițional pentru Oțelul Galați. Nu numai scorul, dar și modul în care Oțelul a câștigat meciul a fost extrem de clar. Gigi Becali a avut o reacție nervoasă după această partidă, a vorbit de expulzarea patru jucători o vor părăsi pe FCSB. A continuat cu Andreea Companio, clientului mai vechi, de asemenea Dorin Rotariu, este un jucător pe care chiar în acest moment l-ar concedia dacă ar putea. Dacă nu, se va întâmpla lucrul acesta, oricum spune el că se va întâmpla în pauza de iarnă. Vali Crețu, de asemenea, nu va mai continua la echipă. Sunt jucători pe care Gigi Becali nu-i mai dorește. Cum ți se pare această reacție? În primul rând, Gigi Becali își conduce echipa așa cum vrea, dar ceea ce face rău echipei, nu numai în această situație, dar în orice situație în care, în timpul sezonului, jucători din cadrul lotului, jucători care joacă, sunt anunțați că vor pleca, creează o stare de frământare în cadrul lotului, ba mai mult mai sunt meciuri pe care echipa le are de disputat și pe care și în acest context, cu un lot numeric destul de restrâns, probabil că va avea nevoie de acești jucători. Și în momentul în care ești anunțat că vei pleca, de obicei, impactul pentru jucători e de a se resemna cumva. Sigur, ideal ar fi ca acel jucător să-și dea un restart și să joace și mai bine. Se întâmplă și asta și câteodată rămâne la echipă, dar de cele mai multe ori jucătorii se demoralizează. Ba mai mult, există o stare de frământare care afectează și pe ceilalți jucători. Trebuie să ținem cont că acei jucători au prieteni în vestiar, iar atunci când stai lângă un prieten care abia ce a fost anunțat că va pleca de la echipă, și starea ta, starea creierului tău nu e neapărat cea mai bună. Și poate crea o reacție în lanț, ca un efect de domino și în final lucrurile să nu fie cele pe care le-a așteptat, adică revirimentul echipei. Cum explici acest paradox? Pe de o parte, FCSB a jucat modest cu Oțelul pe teren propriu, o echipă de mijlocul clasamentului, nu a creat cine știe ce mari ocazii de gol. Dar, pe de altă parte, FCSB este un lider detașat în clasamentul Superligii, cu 5 puncte peste CFR Cluj și Universitatea Craiova. În momentul ăsta, FCSB are avantajul startului bun pe care l-a luat.
a obținut aceste puncte în prima parte, iar din acel moment, e o situație similară cu ceea ce s-a întâmplat în sezoane precedente cu alte echipe, din acel moment cumva a mers în același ritm cu celelalte echipe, a avut evoluții bune și foarte bune, cu rezultate foarte bune, a avut și evoluții mai puțin bune, dar în care a obținut rezultate. Cred că acel avantaj pe care l-a luat în primele etape e ceea ce îi menține acolo. Sigur că în acest moment, după această înfrângere și după jocul pe care l-au făcut, care n-a fost neapărat cel mai bun, și cu aceste și cu acest anunț acelor patru jucători care n-ar mai fi în lot din iarnă, trebuie să fie atenți pentru ultimele etape, pentru că ar putea pierde acest avantaj pe care l-a obținut în prima parte a competiției. Mai ales că pentru FCSB urmează o deplasare foarte dificilă la Cluj, pe terenul CFR-ului. Asta nu e neapărat cel mai rău, pentru că de obicei când joci cu echipele bune, cele mai bune și cu rivalele directe, uiți cumva de celelalte probleme. Problema cred că e mai mare dacă joci tot cu o echipă sau cu o echipă din partea a doua clasamentului. Asta nu-ți dă neapărat o extra motivație, dar faptul că joci cu CFR și o rivalitate care e mai departe de puncte, un meci similar cu, ca și cel cu cei de la Dinamo sau cu cei de la Rapid sau cu Craiova mai nou, e independent de clasament, vrei doar să câștigi pentru a arăta că ești mai bun și atunci cumva poți să ai acces la acea doză de motivație internă a fiecare jucător. Crezi că FCSB îl va avea pe Florinel Coman la Cluj? Între aceste două meciuri de campionat cu Oțelul și cu CFR Cluj, FCSB joacă pe teren propriu joacă în compania celor de la FCU Craiova, pardon, în Cupa României, în deplasare. Și FCSB teoretic nu-l, adică sigur nu-l va avea acolo pe Florinel Coman. El a ținut să fie eliminat în acest meci cu Oțelul pentru a avea o etapă de suspendare care să treacă în meciul de cupă și să fie disponibil pentru acest meci cu CFR Cluj. Însă se vorbește despre faptul că dacă e intenționat, cum a fost chiar evident, dacă e intenționat un cartonaș roșu, atunci suspendarea poate fi mai mare. Pentru că, sigur, pot exista multe alte motive pentru care e un cartonaș roșu. Cum poate cineva demonstra o intenție? Singurul care știe dacă a avut o intenție este jucătorul. Așa este. Nimeni nu poate demonstra o intenție. Pe de altă parte, pe baza acestui raționament al tău, care este adevărat, by the way. Da, dar nu poate fi unicul acceptat. Poți să accepti și alte adevăruri, sigur. Până la urmă, suntem cu mâinile legate și jucătorii pot face orice. Jucătorii pot paria pe cartonașe și pe aceea să fie evident că ei vor să le ia și să nu ai nimic de... Nu în ai momentul ce să faci. În care pariezi pe un cartonaș, atunci vei fi pedepsit pentru că ai pariat. Și mai mult pentru că ai pariat pe un cartonaș. Dar dacă vorbim de intenții, singur moment, doar dacă folosim vreo tehnologie în care citim gândurile, singurul care ne poate spune care a fost intenția, și ținând cont de fapt de ceea ce am spus săptămâna trecută, toate acțiunile pe care un om le performează sunt inconștiente și după, la un anumit moment, poți deveni conștient de ele. Deși intenția să produci în creierul inconștient... Ok, interesant această explicația ta și acest detaliu pe care ni-l oferi. Pe de altă parte, există această posibilitate ca arbitrul să noteze. Deci se dă puterea arbitrului să decidă, să intuiască la rândul lui dacă a fost acolo intenție a jucătorului. Arbitrul, dacă notează că i s-a părut că jucătorul a luat intenționat cartonașul, atunci poate fi mult mai mare această suspendare. Mie poate să mi se pară absolut orice și pot să presupun că ai orice intenție. Ceea ce poate într-adevăr arbitru să consemneze este ceea ce s-a întâmplat. Adică ceea ce vede sau ceea ce aude. Aude o înjurătură, vede o lovitură. Acele lucruri pot fi consemnate de arbitru. Arbitru nu poate consemna o intenție. Nimeni nu poate consemna o intenție pentru că nu știi până nu întrebi pe jucător. Ție ți s-a părut că a fost intenționat acest cartonaș roșu? Nu aș merge mai departe cu a mi-asuma niște lucruri. Și singurul care ar putea să ne răspunde este Florinel Coman. Florinel Coman a răspuns deja, a spus că nu a fost intenționat. Cumva mi se pare că ne prostește în față. Dar... chiar nu, adică nu crezi că se poate face nimic? Adică de ce stătea el acolo?
N-avea niciun sens ce a făcut el pentru a lua al doilea cartonaș galben. Putem spune că n-avea niciun sens. Asta este ceea cum percepem noi acțiunea pe care el a performat-o. Dar e singurul pe care putem să-l spunem. Odată Alex Kipchiu cred că a recunoscut că a luat, acum un an, că a luat cartonaș roșu intenționat. El cred că a și recunoscut. Pentru că el e un tip mai special așa care, mă rog. Dar... mi se pare destul de evident și în cazul lui Florinel Coman. Adică e un fotbalist care n-are 16 ani, s-a trezit prima oară pe terenul de fotbal. Ce face el acolo n-are cum să fie făcut din greșeală. Adică jucătorul de la Oțelul îi spune, de ce nu te duci mai încolo? Că vreau să bag lovitura asta liberă și el stă acolo. Urmează să joace cu CFR Cluj, scapă de suspendare în meciul cu... Orice jucător care e în situația lui Florinel Coman, indiferent că a avut sau n-a avut intenții, dacă este suspendat mai mult de o etapă, poate da în judecată pe cei care l-au suspendat, pentru că nimeni nu poate demonstra o intenție. Nimeni, niciun om de știință în momentul ăsta nu poate demonstra o intenție. Sau dacă se poate, acea tehnologie, despre acea tehnologie... Bine, atunci știi, foarte multe lucruri pot fi judecate după raționamentul ăsta al tău. Pentru că pasa unui jucător către portar și dacă mingea este luată cu mâna de portar, aduce o lovitură liberă indirectă din careul acelei echipe, dacă a fost o intenție de pasă către și iarăși, păi dar de unde știm noi că a fost o intenție a pasă? Apoi, un anumit tip de hands devine aduce un penalty dacă a existat o intenție. Ceea ce spui este adevărat, este perfect adevărat. Nimeni nu poate numai că vedem că se dictează lovituri libere indirecte dintr-un careu dacă se dă o pasă de la un jucător către propriul portar. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fiu sancționat cu cartonaș galben pentru hands intenționat și acțiunea să produce în creierul meu. Mingea când vine către mine și eu știu că trebuie să-mi apăr poarta, am o reacție. Eu devin conștient după ce pun mâna. Și într-adevăr, am intenția aceea. Dar nimeni nu poate demonstra că eu am avut intenția aceea. Ți s-a întâmplat vreodată să iei intenționat cartonaș? N-aș putea să spun. Păi deja ne-ai spus. Da. Dacă nu poți să ne spui. Lixandru a fost preferată din nou ca apărător central lui Daua și Lixandru pasează către Ovidiu Popescu la primul gol marcat de Oțelul. Îi pasează la Ovidiu Popescu în interiorul careului. Ovidiu Popescu pierde acea minge, este atacat din spate, el nu vedea ce se întâmplă în spatele lui. Ți se pare că Lixandru a greșit acolo mai mult decât Ovidiu Popescu? Sau el este principalul responsabil, Lixandru? Nu cred că e. Cine e de vină la acest gol? Nu, n-a scoate în evidență o vină, pentru că nu vreau să... Mi se pare că este un gol... Adică unele goluri... Nu vreau să fiu partea culturii vine. Dacă vine Hagi și dă pasa aia pentru Ilie Dumitrescu cu Argentina, parcă nu mai cauți vină la apărător, pentru că a fost ceva genial ce a făcut Hagi acolo. Deși și acolo poate fi găsită o responsabilitate apărării. Bineînțeles, în orice gol găsești... Sunt unele goluri la care nu... În orice gol găsești de acolo responsabilitate. Sunt unele care sunt atât de bine... Da. Mă rog. Și totuși... Da. Dar aici mi se pare un gol care este în primul rând despre vină și apoi despre meritul atacanților. Nu crezi? La primul gol făcut de Oțelul. N-a scoate în evidență... Vina bine, atunci vreau să te întreb din experiența ta de fotbalist la cel mai înalt nivel. Pasa aia pe care o dă Lixandru acolo, să-i dai în interiorul, în mijlocul careului unui coechipier care cu spatele, să-i dai acea minge. Când coechipierul vine la tine, că aici e o întrebare, coechipierul vine către tine și aveți deja o înțelegere, sigur că aici vorbim de o înțelegere tactică, și nu vine ca să creeze spațiu în spatele lui, ci vine ca să primească mingea și asta nu știm decât dacă îi întrebăm pe jucători, atunci îi dai mingea. Sigur în mijlocul careului acolo. Da, dacă ne uităm, se joacă, în momentul ăsta se joacă și vedem multe echipe care încearcă să facă asta și probabil că asta este una din problemele fotbalului românesc, pentru că încercăm câteodată să copiem ceea ce vedem la cei mai mari fotbaliști și câteodată nu putem să realizăm chestia asta. Cred că Ovidiu Popescu a fost prins într-o poziție destul de statică, adversarul era foarte aproape de el și nu l-a observat.
Pentru că dacă l-ar fi observat, probabil că ar fi încercat să joace dintr-o singură atingere. Nu l-a observat, azi că are timp să controleze mingea, să joace după. Și din păcate n-a reușit asta. Dar nu l-aș face pe Lixram direct răspunzător de... Cred că l-a făcut Gigi Becali, pentru că la pauză a fost schimbat cu Daua. Dar n-aș putea să spun nimic despre asta. A fost... S-a ajuns la un cu totul alt nivel. La... Deja ce se întâmpla la FCSB era scandalos chiar, dar acum s-a ajuns chiar la un alt nivel, super scandalos, pentru că antrenorul privește cum un om care nu știm exact ce este în anturajul echipei, Mache, înțeleg, nu? Marius Ianuli, îi povestește unui jucător care urmează să intre pe teren la FCSB ce și cum, pe unde se ducă, ce să atace, cu cine să paseze, ce să facă, și antrenorul privește această scenă suprarealistă. Ce urmează să se mai întâmple la FCSB? Adică până unde poate să coboare bătaia de joc la adresa antrenorului și a rolurilor care există în echipă? Nu sunt familiarizat cu ce s-a întâmplat, asta e un aspect. Da. Și al doilea... Îți povestesc. Deci se uită Elias Haralambus de pe marginea terenului cu Marius Ianuli, discută cu un jucător de la FCSB înainte ca acesta să intre pe teren. Îi explică, tu faci, dregi, nu știu ce. Tu te pregătești să fii antrenor. Cum ar fi să trăiești o astfel de experiență? În primul rând, nu știu ceea ce a spus Mache jucătorului. Asta i-a zis pe unde să atace, ce să facă. Asta eu nu știu și n-aș putea să comentez asta. Ce poți să-i spui unui jucător care urmează peste 10 secunde să intre pe teren? Doar nu-l întrebi, băi, ești bine, acolo ți-au instalat aia la casă și mi-ai spus că e o problemă cu caloriferul sau cu astea, ți-au rezolvat lucrurile sau cu... No, trebuie să știi că foarte mulți, foarte mulți oameni din staff în general, în momentul când un jucător intră, încep să-i spună lucruri. Nu numai la FCSB, la multe echipe. Da, poate un antrenor secund, tacticianul, cel care... Ați fi surprins și masiorii dau indicații și masiorii strigă după Mache. Ok, chiar și un masior, adică, dar Mache nu este nici masior. Nu este nimic din zona tehnică a echipei. Ok. Mache este omul de legătură a lui Gigi Becali. Ok. Și asta mă gândeam, până unde, adică... Mie mi se pare... Eu l-am înțeles în permanență pe Gigi Becali. Eu înțeleg că asta este super fun. Să ai o echipă și să faci echipa și să faci transferul și să alcătuiești, să faci schimbări. Este ceea ce oamenii trăiesc în fantasy, da? Ca o fantasy, s-a inventat football fantasy. Gigi Becali trăiește în realitate. Că își permite, că are atâția bani încât își permite să aibă o echipă și să facă asta în realitate. Dar nu mai există nici cea mai mică aparență acum. Totuși trebuie să păstrezi o minimă aparență. Omul ăla, de ce nu este Mache cel care vine la interviu? Și vine Haralambus la interviurile pentru televiziune? Pentru că Mache este mai implicat în zona tehnică decât Haralambus în acest moment. De ce nu apare Mache să spună, i-am spus lui Tănase să se ducă, să facă și să dreagă și ne-am dat seama că atunci. Și atunci am explicat când am intrat. Că așa ne-am gândit noi să facem. E mai interesant să auzim de la Mache o declarație, pentru că el a vorbit cu un jucător înainte, pentru că Haralambus nu vorbește niciodată cu nimeni. Este fix Leo Strizu. Dar în continuare l-ascultăm pe... Știi cum e Haralambus? S-a inventat o chestie care se cheamă ChatGPT sau ceva de genul acesta. Și dacă bagi acolo niște chestii, niște cuvinte cheie, înțeleg că fac copii acum, așa fac eseuri pentru la școală. Fă-mi și mie un eseu despre Dragoș Vodă. Și ChatGPT îți face, bagi 6 cuvinte acolo, ok? Și îți umflă, îți face un text de 5 pagini de la 6 idei pe care le trimi. Așa este Haralambus acum. El este ChatGPT. El are 6 cuvinte, am luptat, n-am dezamăgit, ne-am mișcat bine, n-a fost chiar rău. Și pe astea le repetă mereu și le umflă niște fraze, așa, după fiecare parte, nu spune nimic. Înțeleg că acum, în sfârșit, după o eternitate de când el a antrenor acolo, a spus propoziția, am jucat rău. Adică e un eveniment dacă Haralambus a spus așa ceva. Adică într-atât de rău a jucat FCSB încât a ajuns Haralambus să spună așa ceva.
Ai construit un argument solid, dar sunt lucruri care se întâmplă, despre care tu știi. Nu e nevoie de... E adevărat că de-a lungul timpului... Este o transparență. Am văzut ce spui tu, am văzut într-adevăr că nu doar antrenorul principal discută cu un jucător înainte de a intra pe teren. Tu ai trăit lucrul acesta, eu am văzut în meciul, sigur. Dar sunt genul acela de secunzi care se ocupă de partea, care au niște tablete sau niște foi printate și arată jucătorile care urmează să intre, tu faci treaba asta, ne gândim să facem așa, să nu știu ce, să dezvoltăm jocul în acest moment așa. Mai vine și cât un băiat din acesta care e prieten cu el din staff, eu știu, vreun masior, ceva care are, i-a spus, băi, am visat azi noapte că marchez sau din astea. Da, probabil că sunt și chestiile genul acesta, dar sunt acolo din echipa tehnică a antrenorului. Antrenorul nu se simte inconfortabil dacă vede așa ceva. Pe când aici era stânjenit Haralambuz de ceea ce vedea. Nu știu dacă era stânjenit, dar trebuie să știi că marchez în fiecare zi la antrenament. La toate antrenamentele și meme la fel. Da. Asta se întâmplă. Dar nici măcar Mihai Stoica nu a făcut ce a făcut Machi. Adică să vină și să, nu știu. Îl salutăm și pe Grigore Cartianu să vedem dacă el are o părere legată de acest eveniment. Salut, Grigore! Bună seara! Din motive tehnice vorbim la telefon și nu știu dacă ne și vedem un pic așa. Ne vedem. Îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ești alături de noi, chiar și în aceste condiții vitrege tehnice. Vreau să te întreb cum ți se pare ție acest moment, că eram în acest moment al discuției cu Alex Bourceanu, care e alături de mine în studio. Cum ți se pare acest moment cu Elias Haralambuz, care privește cum... Există Mache, o discuție între Mache. Marius Anuli Mache și un jucător care urmează să intre. Există și o fotografie foarte sugestivă în acest sens care a apărut pe gsp.ro. Bine, aș face tabloul complet cu ce ați vorbit voi prima dată, că eu v-am auzit. Povestea cu cartonașul roșu al lui Florinel Coman. Sigur, hai să pornim de la povestea asta cu Anuli și pe aceea spune-ne și despre cartonașul luat intenționat, zicem noi, sau zic eu, de către Florinel Coman. Ele sunt legate cumva, pentru că inclusiv când îi spune ceva Mache lui Iacob, parcă îi spune ceva la ureche și Haralambuz se uită mirat, uite, ăla îi dă indicații pe acolo, ce eu mai spune. Așa, antrenorul principal, nu? Așa. Din toate informațiile pe care le-am auzit și procesat până acum, indicațiile nu erau doar tactice pentru Iacob cum se joace, și că să-i comunice lui Coman acolo pe teren că are de luat un cartonaș galben, adică al doilea cartonaș, pentru că e o problemă, se poate juca la Cluj. Deci cam asta este interpretarea ziaristilor care au fost la marginea terenului, fotoreporteri care au văzut toate scenele înlănțuite. Deci Iacob a făcut parte din planul de transmitere către Coman că nu-i de joacă, trebuie să mai ia al doilea galben, e nevoie de el. Mie scena aceea de final, bine, toată povestea mi se pare, aș spune, în primă etapă și de Caragiale, dar nu-i de Caragiale, Caragiale râs mult, dar Caragiale e și trist de altă parte, că dacă pui toate personajele la un loc, și pe Cațavencu, și pe Farfuridi, și pe Brânzovenescu, și pe Nae Girimea, și pe cine vrei, cetățeanul turmentat, dacă îi pui pe toți la un loc, cum să spun, poetistul Pristanda, până la urmă, e decizia lui Caragiale să emigreze. Adică, el Caragiale ne-a lăsat nouă mult râsul zgomotos în sălile de teatru când mergem la piesele sale. Sau când citim cărțile sale cu teatru. Râsul zgomotos. Dar în spate este suferința lui Caragiale, care parte de un asemenea popor, cumva. Cam asta era povestea. De asemenea, clasă politică, până la urmă, de poliție, cu tare autorități. Și eu aș spune că îți vine să râzi de tot ce a fost la FCSB pe final, dar până la urmă e râsul plânsul. Mai rămânea să aibă niște plăcuțe cu un loc de numărul de schimbare, scrie pe el Muntele Athos, să scrie acolo și antrenorul principal cu adevărat, cel de la... Nici la Grigore, crezi că ar trebui să se ia vreo sancțiune în cazul lui Florinel Coman? Da, eu cred că ar trebui să fie o sancțiune drastică. Una drastică pentru acest cartonaș luat intenționat, care într-adevăr se poate juca la pariuri. Dacă eu știu că voi lua un cartonaș galben și voi lua și unul roșu, că e al doilea galben, scuzați-mă, cota la cartonaș roșu
Nu că ia Florinel Coman, că ia un jucător din meci, cartonaș roșu, cota e de peste 5, poate 6, dar poate 7. Dar cota că ia un anumit jucător cartonaș roșu și mai ales un jucător ofensiv care ia mai greu cartonaș roșu. Da, e peste 25. Atunci este o cotă uriașă și noi atunci privim așa, mă, asta e, băiatul a luat cartonaș, ha-ha-ha, râdem un pic. Păi da, dar pot fi lucruri foarte grave care... Scuzați-mă, vor spune unii, stai domnule, că n-avea timp, mai era puțin timp, când să joace? Joacă de pe telefon, joci. În 20 de secunde ai pus pariu, dacă vrei. Sigur că nu poți paria sume infinite. Pun $1,000,000 și iau 7 milioane sau iau 20 de milioane. Că nu ți le accepte casa asemenea sume și pe asemenea tipuri de pariuri și de asemenea momente. Și oricum ar fi suspect, s-ar ancheta garantat la comisia aia de fair play a casei de pariuri. Dar este incorrect față de competiție în sine. Sigur că dacă te gândești din punct de vedere al FCSB, zice, domne, interesul FCSB era că el să joace în derbiul cu CFR Cluj și nu în meciul de Cupa României unde avem alte calcule. Ok, și avem alți jucători care pot face față. El trebuie la echipa de pe locul 2, la derbi, să spunem. Ei, da, regulamentele nu prevăd asta. Regulamentele nu prevăd nici, dar interesul echipei să face ce nu joace. E adevărat că ați văzut pe la europene, Danemarca, nu știu, cu Suedia, 0-0 liniștit, se calificau amândouă, acum vreo 10 ani, 12 ani, nu știu cât. Așa. Într-adevăr, nimeni n-a putut demonstra că a fost un blat, că nici trebuia să fie niște interceptări, să fie niște discuții. Ori, domnule, jucătorii pe teren așa au simțit. Da, nu putem accepta și așa, cu multă ușință. Ne aducem aminte că Italia, care a fost victima acelui blat, a făcut un uriaș scandal. A făcut, dar rezultatul zero până la urmă, pentru că, într-adevăr, nu poți demonstra. Dar, mi se pare că în cazul lui Florinel Coman se poate demonstra foarte clar, nu ce spune el, că el evident că nu spune adevărul. Se poate demonstra că el a luat intenționat acel cartonaș, l-a căutat, arbitru a fost destul de rezistent, adică nu i-a dat din prima, a mai stat, a mai văzut, el tot cerea cartonașul galben, îl tot căuta, arbitru nimic. Eu să fi fost în locul arbitrului, finalmente îi dădea cartonaș roșu direct. Și atunci lua el vă trei etape de suspendare, stătea și cu în cupă, stătea și la Cluj și așa mai departe. Sau poate nu-i dădea, nu ar fi trebuit să-i dea cartonaș. Păi dacă te tot înjură și tot îl îmbrâncește pe ăla pe acolo, dacă nu-i dădea, îi mai dea și un cap în gură. Vezi că aici era delicat. El voia să ia galben, nu roșu. Adică să ia al doilea galben și să fie roșu. Da. Nu și roșu pur și direct, simplu îl mutai cu mâna pe Florinel. Hai mă, băiatule, du-te de aici. Îl mutai cu mâna, că el stătea ostentativ în fața jucătorului care vrea să bată lovitura liberă. Da, și l-a și îmbrâncit un pic, i-a pus mâna pe cap așa, dacă ați văzut. El tot spera să ia un galben, dar era atent să nu ia roșu direct, că are alte urmări. Deci i-aș da o suspendare serioasă lui Florinel Coman, așa, în trei etape, pentru intenția de a lua cartonașul. Cum puteți demonstra intenția? Și aș da, eu vă spun acum, se poate demonstra, așa cum arbitru demonstrează intenția sau non-intenția. Nu pot nimeni demonstra nicio intenție. Eu, de exemplu, am văzut cum un arbitru de scaun i-a spus lui Nicolae Davidenko la un meci de tenis, te rog să servești cum trebuie. Da, că el servea, că era pentru la pariu. El servea greșit. Nu e, nimeni nu poate să demonstreze intenție, doar o prezumție a unei intenții. Da. Domnul Borceanu, și când se iau decizii în timpul meciului, dacă a fost hand intențioasă sau nu, arbitru decide. Este o prezumție. Arbitru decide. Da. Și el decide. Nimeni nu poate demonstra o intenție și asta este un fapt. Asta nu este o opinie. Asta la instanță fapt. Poate discuta la instanță. Da, bineînțeles, atunci mai discutăm. Și chiar și instanța, da? Și instanța demonstrează tot într-o prezumție, că sunt oameni care au făcut pușcării și după 20 de ani s-a demonstrat că de fapt nu s-a întâmplat ceea ce instanța a spus că s-a întâmplat. Sunt rarități. Tocmai vreau să spun că nu este 100%, este o prezumție, nu spun că este adevărat sau nu. Alex, ție îți place să fii așa, e să un fii fapt. Sfidat în față? Asta e un fapt, Florinel Coman ne-a sfidat pe toți. Noi ne uitam la un meci de fotbal și el și-a bătut joc. Adică noi acolo ne așteptăm ca jucătorii să se lupte într-un mod onest. Iar el... și a bătut joc de noi. Bine, nu este singurul. E adevărat că dacă mai căutăm cazuri, păi și vom accepta la nesfârșit, lucrurile acestea ies în evidență, se văd la un moment, dar nu se întâmplă des. Și n-ar trebui acceptate, nu știu. Dacă permite, partea a doua sfidării ție de minciună. Adică el cerșește acel cartonaș și când primește cartonașul,
tot el se face că e suferă. Stai, domnule, ce mai dat cartonaș? Când el a cerșit, a obținut exact ce a vrut și după aceea vine și la microfoane. Domnule, ăsta e cu arbitraj românesc. Asta este, dă cartonaș galben. Deci el era fericit că a luat galben. Eu cred că dacă Florinel Coman acum ar fi pedepsit drastic, n-ar mai apărea astfel de cazuri. Faptul că tolerăm astfel de lucruri, vor mai apărea și un Chipciu și un altul. Pe baza care-i legea? Bunului simț? Nu, există. Există paragraf de regulament care pedepsește așa ceva. Care pedepsește ce? Intenția? Tocmai am demonstrat că intenția nu se poate demonstra. Din moment ce ei au trecut acolo, că poți fi pedepsit pentru așa ceva... Pe baza legilor, da. Îl salutăm pe Adrian Porumboiu. Scuze-mă, Grigore, că aș vrea să-l salut și pe Adrian Porumboiu, care este în legătură cu noi. Bună seara, domnule Porumboiu. Bună seara, vă salut și eu. Bună seara. Cum ați fi rezolvat dumneavoastră, sau ce reacție ați fi avut dumneavoastră ca arbitru pe teren, sau probabil că ați trăit deja această experiență ca arbitru pe teren, la episodul acesta cu Florinel Coman, care a cerșit cartonașul galben pentru a fi suspendat cu FCU Craiova în cupă și pentru a putea juca cu CFR Cluj în campionat în etapa următoare? Bine, până la a vă răspunde, mi s-a întâmplat, mă rog, ce am văzut așa, pe mimica, pe buzele lui, în legătură cu arbitru. Arbitru care arbitrase foarte bine, după opinia mea, nu era niciun motiv care să fie incriminat de voieroare, chiar la, mă rog, gestul acela când jucătorul de la Galația a căzut la pământ, nu-i făcuse nimic, dar am văzut pe buzele lui de vreo două niște înjurături de-astea clase, primise către arbitru. N-ai voie ca arbitru, dacă te respecti, dă-i imediat cartonaș roșu. Deci elimina orice fel de discuție. Dacă accepti să te înjure, cine știe ce poate să-ți mai facă. Eu vă dau un exemplu, cei mai, poate unii și amintesc, cei mai tineri n-au de unde, a fost un meci la Craiova, televizat, Craiova cu Național. La Național jucam un jucător, Radu Niculescu. Și am dat o lovitură liberă și s-a închinat așa o stentă. I-am dat cartonaș galben pentru faul respectiv. După ce am dat cartonașul galben, așa de, mă rog, într-un gest ăsta sfidător, mă rog, m-a mai făcut o cruce. Și mă rog, i-am mai dat un cartonaș galben și l-am eliminat. Adică dacă te impui și te respecti ca arbitru și respecti condiția, îl elimini. Dacă tu accepti în jur, e păcat că arbitrează bine în cele mai multe situații acest arbitru. Dar, mă rog, îmi pare rău pentru Marcel, un nume care e foarte folosit în folclorul nostru. Dar, mergând mai departe pe linia cealaltă, să spun, cu al doilea cartonaș galben dat, acolo s-a văzut că este un lucru care nu trebuia să întâmple acel lucru, pentru că, până la urmă, e o șmecherie ieftină, după părerea mea. Și aia nu trebuie să rămână nesancționată. Trebuie să zbucimeau toți, erau care nu știau care ce să facă. Mai trase în crize de timp că nu mai lua al doilea cartonaș galben, să nu joace, mă rog, să poată să joace în meciul următor și să nu joace în cupă. Nu, într-un campionat de serioase nu se fac. Sau dacă se fac, sunt sancționate de comisie. Aș vrea să vă întreb cum vedeți acest paradox. FCSB nu convinge deloc din punct de vedere al jocului, dar este lider detașat în acest moment în Superliga. Da, 5 puncte nu sunt. Când se mai împart, nu sunt detașat. Eu cred că s-a ajuns la altă situație, probabil că se premiază doar locul 2. Locul 1 sunt normal să joace și nu mai are importanță. Bun, că toate echipele văd că fug de locul 1. Și Rapid, și CFR, și Craiova, nu le convine locul 1 și chiar FCSB-ul. Nu le place locul 1. Cantuatul șchiopilor, cam așa am putea spune. Păi tata să lasă fugă, salut. Domnul Porumboiu, și am observat. Domnule, nu mai apreciați, ați ajuns să nu mai apreciați creștinismul. Omul își face cruci și îi dați galben. În loc să-l premiați, îl duceți pe muntele Athos, să-i dați un bilet pe muntele Athos la mănăstire acolo. Dacă făcea o cruce din asta de așa, dar era o cruce într-un fel în care
era nebun arbitru și el să făcea cruce la nebuni. Dacă erați un arbitru musulman, nu vă convenea crucea. Păi nu era vorba, era vorba de respect, dacă nu respectă. Fără discuție. Ai un fel de înjurătură când își face cruce la decizia de drept. Te duci într-o sală de judecată și începi să te faci gesturi, faci cruce. Așa și cu... Coma s-a văzut, l-a înjurat de două ori, Dar nu, domnul Porumbă, nu s-a rezolvat totul foarte bine cu un carton roșu direct? Termina povestea, a luat trei etape suspendare? Păi, nu, așa, dar merita la înjurături. La înjurături nu mai dai egal, la înjurături dai direct roșu. Și nu sunt două etape, sunt chiar trei etape, dacă nu mai văd la penșurile arbitru. Dumneavoastră, cum ați fi reacționat dacă aveați parte de un jucător precum Florinel Coman, cum a fost el ieri? Normal, probabil că în regulamentul intern al clubului există sancțiuni pentru astfel de gesturi. Mie îmi place tare mult. Nu, eu vă întreb ca arbitru, dacă erați înjurat de... Vai de mine, n-a avut niciunul curaj să poate așa să treacă, dar să mă înjure. Cum să mă înjure? Păi doar ce, lăsam fluierul și plecam. Mă duceam și vedeam de meseria mea, nu de arbitru. Fii ce, cum să te înjure? Dacă ce să te înjure, să te înjure un... Așa poate până în gând sau așa, în fugă, să nu la, dar să-l și mai auzi în fața ta să te înjure. Nu-i permis. Nu-i permis. Adică sunt lucruri care nu... nu. Că, la urmă, mai era o treabă. Dacă nu l-a dat afară, măcar Bârsan trebuia să-l înjure și el. Și era o chit. Păi nu, că îi dădea coma în cartonașul roșu atunci. Păi ce să facă dacă îi dădeau roșu unul la alt? Dar nu da. Aici Ivan Kovac mai, se mai apropia de ceea ce spuneați dumneavoastră acum în glumă, pentru că el mai venea cu câte un marș de aici sau din astea. Păi până la urmă la ce a făcut lui Bârsan, merita și Coman un marș de aici. Da. Aici era bun. Replica era pe măsură. Era bun un canin. Da. Culmea că e un jucător foarte bun. Mie îmi place ce joacă Coman, acum să știți. Chiar... S-a maturizat la joc, dar nu la jocul ăsta, da. Dar vă place ce joacă FCSB acum? Vai de mine și de mine. Nu am nicio culoare, niciun fel. În un fel nici nu știi dacă e zacuscă, dacă e tocană de legume, dacă o fi ceva afumat. Sau borș. Borș, nu știi? N-am nicio culoare, n-am văzut de mult așa ceva. Nu, da. E greu. Unu știu ce dame e. La ce jucători sunt acolo, ar putea... Păi care sunt jucători? Cine îi lasă să joace și pe jucători aia? Păi domnul Porumbă, dacă au patru antrenori, de cine să mai asculte și ei, săracii? Zici că au patru antrenori? Cred că ești într-o culpă, sunt o eroare totală. Nu, n-are niciun. De unde ai pus patru? Interesant, Grigore Cartianu susține că FCSB are patru antrenori, Adrian Porumbă susține că echipa n-are niciun antrenor. Niciun antrenor? Sunteți foarte departe ca imagine. Am văzut faza aceea, domnule, e monumentală faza în care era pe partea stângă, era o schimbare, era cu mâinile așa împreunate și dincolo, nu știu cum îl cheamă, cel de la Steaua, îi dă indicații la mic. Da, da. Marius Iannulli, Mache. Marius Iannulli, cum îl cheamă, Mache. Scuzați-mă, cu Mache cinci antrenori. Da, băgat, e treaba, dar mă rog, sunt momente distractive, că la ce pot avem măcar să ne distrăm, da. Noroc că e Naționala care a scos toate oalele sparte din foc și văd că e un lucru excelent ce s-a întâmplat și se întâmplă cu Naționala. Credeți că avem o șansă să trecem de faza grupelor la Euro? Categoric, da. Când am spus categoric, dacă ne calificăm foarte mult, nu știu cine Filupescu, ce îmi face mie, federația mă pune antrenor, spun așa. Șef la arbitrii. Șef la erați cu prostie. Nu am ce căuta acolo. Dar trebuie să fim obiectivi. Și când am spus treaba asta, dacă am ajuns să-l laud pe Burleanu pentru rezultatele care le are, sunt un om obiectiv. L-am înjurat cât foarte puțin din România. Dar acum
gândiți-vă și tot repet treaba asta. Domnule, are o poziție pe care în istoria fotbalului românesc nicio persoană nu a avut-o. Membru în Comitetul Executiv FIFA. Când ești acolo, ai o putere extrem de mare. În ce sens? Că echipele, arbitrii, în mod deosebit, țin cont de tine. Adică ești acolo, nu te mai pârlezi, nu te mai... Nu spun că ne-a ajutat, dar nu ne-a dezavantajat la niciun meci brigăția de arbitrii. Domnul Porumboiu, ai un vot și când se stabilește gazda campionatului mondial de fotbal, de exemplu. Categoria de alea sunt mai multe, sunt mai mulți votanți. Eu vorbesc de Comitetul Executiv FIFA, ca drept dovadă, uitați-vă ce salariu, 220-230.000 de dolari pe an salariu. Deci noi, deci sunt persoane importante și înainte ne pișcau arbitri în toate colțurile. Acum nu că ne pișcă, dar ne dă la ce... Nu e al nimănui, de al nostru. Și cum este? Doar să știți că a fost arbitru. Contează când e jumătate de penalti, dacă îl dai sau nu îl dai. Au fost faze care până la urmă... Uite că s-a întâmplat lucruri bune și în sensul ăsta. Să termin răspunsul. Ne vom califica mai departe din grup. Notați ce v-am spus și o să mă contrazic să mă înjure. De pe ce loc? Că locurile sunt 1, 2 și 3 calificate. Acum... Na, mergem... Depinde când vrei să mănânci desert, dacă nu te pricep, mă las la urmă. Important să ajungi la desert. Domnule Porumboiu, ne bucurăm pentru acest optimism pe care îl arătați în privința participării României la Euro. Vă mulțumim pentru acest dialog. Să aveți o seară frumoasă în continuare. La fel și dumneavoastră, numai bine. Numai bine. Alex, aș vrea să remarc în contextul discuției noastre despre meciul acesta special pentru tine, FCSB Oțelul, cu două echipe la care ai jucat. Declarația lui Dorinel Munteanu, care înainte de meci spune: mă duc și îl bat pe Gigi Becali la el acasă, și s-a ținut de cuvânt, Dorinel. Cum ți se pare toată această înlănțuire de evenimente? În niciun fel. N-am nicio părere despre asta. Am auzit înainte de meci anumite lucruri despre, vorbindu-se despre acest episod, dar n-am nicio părere. Cum ți se pare Oțelul sub conducerea lui Dorinel? Crezi că echipa este capabilă de acest obiectiv îndrăznesc pe care Dorinel Munteanu l-a tot anunțat de pe la începutul acestui sezon? Vrem să jucăm în play-off. La cum arată în acest moment clasamentul și dacă ne raportăm la echipele de la locul 5 în jos, cred că Oțelul, ca și Cluj, sunt capabile să prindă play-off. Grigore, cum ți se par acești antrenori care parcă trăiesc o a doua tinerețe, Dorinel Munteanu și Ioan Ovidiu Sabou, doi foști mari jucători? Iată, echipele lor sunt elogiate inclusiv de Alex aici în emisiune, sunt creditate cu șanse de a juca în play-off, deși aceste formații poate că nu au potențialul altor echipe din Superliga. Mai întâi m-aș referi la prima întrebare, aceea legată... legată de declarația lui Dorinel Munteanu. Deci Dorinel Munteanu n-a spus mă duc și îl bat pe Haralambus sau mă duc și îl bat pe Pintili, nici măcar mă duc și îl bat pe Mache. El a spus mă duc și îl bat pe Gigi Becali. Semn că el simte că în tabăra cealaltă corespondentul său, adică antrenorul echipei, este Gigi Becali. S-a dus și l-a bătut tactic, tot ce trebuie. Așa, asta e una. Doi, eu observ că există acum o bătălie teribilă pentru a intra în play-off între antrenori care au făcut parte din generația de aur. Păi, îl avem poate pe Hagi cu Farul, care e pe locul 8, parcă îl avem pe Sabău la Cluj, îl avem pe Doidel la Galați, toți sunt în preajma locului 6, acolo să urce. Sigur că mai sunt vreo 12 etape mai de jucat destul, mai sunt 3 acum decembrie și mai sunt vreo 9 în ianuarie, februarie, pe la începutul martie. Dar iată, geatea de aur se bate să intre în play-off. În timp ce, acolo sus, domnule, locurile 1, 2, 3, vedem antrenori străini. Dar ca antrenori străini, după părerea mea, cei 3, la primele 3 echipe, e bun, cel de la Craiova are niște rezultate bune acum, dar nu spune mare lucru și vom vedea în timp. Dar ai locul 1, 2, 3 acolo, primele 3 locuri. Păi un italian de mâna a doua ca antrenor totuși, ai un cipriot care face figurație pe acolo,
și acela bulgar, ce este cel de la, sau ce este, croat, ce este cel de la Craiova, croat, care a fost și în Bulgaria. În fine, un balcanic, ai un balcanic la Craiova. Antrenorul Universității Craiova este bulgar, Ivailo Petev. A, așa, bulgar, da. Bun, ai trei, au și ei alți craioveni, au și un italian, ceilalți craioveni, de pe locul 15. Așa. Dom'le, deci pe fiecare trei locuri ai trei străini care n-au demonstrat nicăieri mai nimic, ca să zic așa. În timp ce tu ai generația de aur, care funcționează cumva, demonstrează și care se bate să prindă locul 6. E și asta cumva o nedreptate a Superligii, a primei divizii, pentru că mi se pare că Sabău, Dorinel Munteanu și Hagi reprezintă ca antrenori, au fost și ca jucători, în mod cert, așa, peste cei trei care sunt la primele trei echipe acum. Interesant acest punct de vedere. Aș mai face o observație. Mulți vor spune de Florinel Coman, domne, totuși echipa națională cu tare. Eu vă spun următorul lucru. Tocmai pentru că e echipa națională și pentru că ai alte pretenții la echipa națională și de conduită, spun că așa ceva nu se face. Apoi, aș constata că vor spune unii, stai domne, dacă echipa asta de care spun că nu joacă nimic FCSB, că n-a nicio idee de joc, că nu știu cine e antrenorul, că nu știu cine face schimbările, etc. Echipa asta e totuși lider cu 5 puncte avans și zic că joacă, păi celelalte ce joacă? Înseamnă că în prima ligă nu se prea joacă mare fotbal, nu? Eu aș spune totuși că în prima ligă se mai joacă fotbal, atât se mai joacă și că sunt anumiti jucători străini și doi la mână, amintesc faptul că la echipa națională tot la nivelul ăsta se juca fotbal, adică eram Ciuca Bătăilor, locul, ultimul loc la Liga C a Ligii Națiunilor, dar acolo un antrenor a reușit să creeze o emulație, să facă o atmosferă, să creeze un grup, să aibă o idee de joc cu jucători din țară și mai ales de afară, atenție, acel jucător care la FCSB n-a avut loc după 7-8 etape, a fost scuipat, rejectat, aruncat ca o măsă stricată, pentru că aceste principii pe care le aplică la echipa națională a încercat să le aplice și la FCSB. Nu a fost loc de ele. Deci, da, asta diferențează echipa națională acum și prima ligă și FCSB, de exemplu. Că acolo sunt niște, i s-a dat mână liberă și după ce a luat ultimul loc să construiască o idee de joc și un grup consolidat, solid și la FCSB nu i s-a dat nici timp și nici mână liberă să facă asta. Vă invit să-l ascultăm pe Joyce Kim Dawa cu declarații oferite după această partidă în care echipa lui a fost învinsă de către Oțelul pe teren propriu. It was a surprise for us. I think we conceded this first goal. It was I think it was fault, but I don't know why the referee don't they check the VAR, but not enough for concede this goal. But I think Otelul they came here and they show good football, but unfortunately we don't score and we lost this game. We must focus on the next game and came back with some victory for stay the first of the league. Both all the game is important, cup and league. We want to win the cup and we want to win the league. So both of them is very very important. Joyce Kindawa spune că primul gol nu trebuia să fie acordat, primul gol al celor de la Oțelul. Sigur, Alex, tu ai trăit o grămadă de astfel de faze în cariera lui, în cariera ta, pardon. Ai simțit că a fost fault acolo? Poți să-i dai dreptate? Adică are un argument, vreun argument? Dawa? Nu pare a fi un contact la nivelul picioarelor. Contactul la nivelul corpului este minim. Mai departe, asta e ceea ce pot să văd de la televizor. Mai departe, care e decizia, nu mă privește. Chiar sunt, reflectez în continuare la ceea ce a spus domnul Porumboiu. Suntem extraordinar de sus în fotbalul, la nivel de președinte de federație care este în comitetul executiv UEFA și nu ne mai ciupesc arbitri. Adică
a vorbit, dar nimeni n-a vrut să continue pe această linie, care e mult mai gravă decât dacă Florinel Coman a luat sau nu intenționat cartonaș galben. Linia asta că arbitrii te ciupesc dacă n-ai oameni importanți în anumite poziții. Asta e halucinantă. Sunt grave amândouă. Nu, asta e mondial. Asta e ca și cum arbitrii influențează rezultatul sau nu. Exact ce spunea domnul Cartianu mai devreme, la o jumătate de penalti, dacă primești sau nu primești penalti. Asta e direct către rezultat. Mult mai grav decât ceea ce a făcut sau n-a făcut. Sigur, sigur că asta e o chestiune da. Mai profundă, dar n-aș acoperi ce a făcut Florinel. Nu, dar am discutat cu această chestiune, nu l-aș exonera pe Florinel. Nu, dar n-am pentru spus că asta. Suntem pe final de discuție din rațiuni tehnice cu Grigore da. Cartianu. Grigore, spune-ne părerea ta despre această observație a lui Alex Bourceanu legat de ce ne-a spus domnul Ponubuie aici în emisiune. Da, dar e un adevăr. E adevărat că te poate revolta, dar sunt influențe. Scuzați-mă, la jumătate de penalti Ucraina-Italia nu s-a dat pentru Ucraina. Putea să fie penaltiul care calificau Ucraina. Iar înainte de acea fază, președintele UEFA declară ar fi un dezastru dacă Italia n-ar fi la Euro. După ce n-a fost vorba aia la mondiale, iar n-a fost la mondiale, că când a existat două mondiale consecutive Italia, ceea ce e ceva... de patru campioane mondiale, vorba aia, din 22 de ediții. Da, există influențe, fără discuție. Există influențe când se dau gaze, se atribuie găzduirea campionatului mondiale și am văzut că e și corupție la nivel de FIFA și de UEFA. S-a dovedit mare corupție și de Blatter, de Platini și de ce vreți voastră. Într-adevăr, sunt președinte de federații mai mici, prin Caraibele, pe acolo, prin Africa, domnule, își vând votul pe niște milioane de dolari și votează Qatarul sau Arabia Saudită sau ce dă șpaga. Nu înseamnă că e generalizat, nu înseamnă că toate țările care obțin găzduirea, n-am luat un exemplu că Germania a obținut prin corupție. Dar în alte zone ale lumii în care corupția e endemică, se practică la nivel de stat. Ei, se practică la arbitraj, se practică acum cu sistemul video acesta, un arbitru are o marjă mai mică, nu mai poate face chiar ce făcea înainte, să bage un foul de 2 metri de afară a careului, să bage în careul și să zice penalti. Dar poate la fazele interpretabile, pe mână și cu ăla din camera VAR, poate să zică, dom'le, nu mai vedem faza asta, că e regulă, că am florat eu. Și să vezi că a fost un penalti care n-a fost sau un gol care, nu știu, din offside. Mai constatăm la nivel internațional, la nivel mare, că sunt greșeli de arbitraj și te șochează. Dom'le, de ce nu s-a uitat ăla să vadă că avea varul, avea reluarea? Nu s-a uitat. Uite, nu s-a uitat. Știu și eu ce s-a uitat. Poate a avut alte interese sau poate e încăpățânat, să zic. Se pot multe. Deci nu s-au rezolvat 100% problemele cu arbitrajul. Părerea mea că a crescut miza unei decizii de arbitraj. Iar marile puteri în fotbal, în fotbalul mondial, european, ca și marile puteri mai cu ghilimele în campionatul României, vor fi per total avantajate. Faceți o cotală câte decizii de arbitraj discutabile sau chiar eronate a avut de câte o parte până acum pentru și împotrivă FCSB, CFR Cluj, nu știu, Rapid, Craiova. Veți vedea că primele 4-5 echipe per total, per total sunt avantajate. Au și plus, au și minus, dar au mai mult plus. Și dacă vă uitați la echipele de rogul 13, 14, 15, 16, veți vedea că, per total, sunt pe minus, sunt dezavantajate. Asta e de când lumea nu s-a inventat acum. Grigore Cartianu, îți mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Să ai o seară frumoasă în continuare. La fel, mai bine. Alex, până la urmă, cred că putem să ne gândim la cariera ta de jucător. Mă gândesc că atunci când ai jucat la FCSB, lucrurile se întâmplau într-un fel, când ai jucat la Oțelul, o echipă mai mică în să zicem așa, în peisajul fotbalului românesc, adică o echipă care nu are, să zicem, statura, palmaresul, numărul de suporteri și așa mai departe, al celor de la FCSB, atunci, sau Steaua, cum se numea pe vremea ta, atunci echipa cred că era arbitrată altfel, asta vreau să spun, că ce remarci tu că are Adrian Porumboiu în discurs, cred că se regăsește și în cariera ta. Domnul Porumboiu spune un adevăr care se întâmplă în lumea fotbalului și despre care oamenii își pun mâna la ochi și nu vorbesc în România, în toată lumea, oamenii se prefac că n-ar exista. E halucinant, iar când, dacă se întâmplă ceva cu un jucător, acel jucător este mitraliat. Iar arbitrii decid în anumite situații, în tot fotbalul mondial,
Nu vorbesc de ce a spus domnul Porumboiu, vorbesc de faptul că e adevărat pentru domnul Porumboiu. A fost arbitru, știi cum funcționează lucrurile și o spune și cu nonșalanță. A fost și șeful arbitrilor din România. Știi, da, știi cum funcționează lucrurile atât în România, dar știi la nivel mondial, pentru că a fost un arbitru internațional și a fost acolo. Și toată lumea se comportă și tu vorbești cu nonșalanță și domnul Cartianu, toată lumea, dacă pe oricine întrebi, a, e normal. Asta e halucinant. Pentru mine. Și eu, de exemplu, am comentat un meci pe prima 4K săptămâna trecută, în care s-a jucat meciul dintre Paris Saint-Germain și Newcastle. Și n-am zis că e chiar firesc ceea ce spui tu, că zicem că e firesc. Adică am avut așa ca elemente. Nasser Al-Khelaifi, președintele lui Paris Saint-Germain, stând lângă președintele UEFA, Alexander Ceferin, în tribună, unul lângă celălalt. Nasser Al-Khelaifi este și un membru marcant în conducerea fotbalului european. Are o poziție foarte importantă în nu știu ce comitet, nu știu ce comisie din asta. Da? Și vedem că în ultimul minut, când lui PSG era foarte rău, după 10 ani în care a trecut mereu mai departe în fazele eliminatorii din Champions League, 10 ani consecutiv, acum, la cum stătea scorul, 1-0 pentru Newcastle la Paris, PSG era în mare pericol să nu mai facă și pentru al 11-lea an la rând acest lucru. Și atunci se dă un penalti despre care după aceea UEFA a zis că s-a dat incorrect. Și după toate regulile, adică era atât de evident, orice mamaie putea, orice om, în sensul, spun asta în sensul de om care nu este interesat de fotbal. Dar dacă îi spui acest detaliu, s-a decis din acest sezon ca mingea dacă-ți vine, sau de când s-o fi decis, ca mingea dacă-ți vine din corp în mână, să nu mai aducă un penalti. Și avem aici toate elementele. Minge trimisă de aproape, brațul era apropiat de corp, mingea vine din corp în mână. Și cu toate acestea, deși Simon Marciniak, un arbitru uriaș, se uită, este chemat, el n-a dat prima oară penalti, dar este chemat din camera VAR, se uită pe monitor, dictează lovitura de la 11 metri. Nu, am pus toate aceste elemente pe masă, adică nu am zis, măi, e ceva firesc, asta e penalti. Nu, am făcut tot acest context și în timpul transmisiunii și îți spun și acum. Adică, nu, și suntem mulți care nu trecem așa de ușor peste... Perfect, a fost o prezumție greșită. Astfel de lucruri. Numai că nu avem ce să facem mai mult decât să remarcăm anumite lucruri. Nu putem să... Nu, decizia este la anumiți oameni care fac astfel de lucruri care sunt... Cu câte etape? Pentru că asta a fost discuția mai devreme, că l-am pedepsit pe Coman cu atâtea etape. Nu? A fost o discuție generală. Cu câte etape am pedepsit un astfel de arbitru? Păi nu ne rămâne, pentru că există o lipsă de transparență în aceste cazuri, în această lume a arbitrajului. Nu ne rămâne altceva de făcut decât să urmărim în câte etape. Nu va mai părea Simon Marciniak, care este un arbitru foarte bine cotat altfel în fotbalul european, la meciuri din cupele europene. Asta e tot ceea ce... Sau la meciuri, să zicem, internaționale, între selecționate. Asta ne rămâne de făcut. Pentru că UEFA, da, a spus, a fost o greșeală acolo. Dar cum poți să vii și să spui așa ceva? Adică Simon Marciniak are o asemenea statură în fotbal, are o asemenea experiență și se duce și se uită la un monitor și zice da, penalti aici, când erau toate elementele să nu se dicteze lovitura la 11 metri. Soluția e ca Newcastle, prin fondul, de fapt fondul de investiții în Arabia Saudită, să aducă pe cineva mai puternic decât postura pe care are cine conduce Paris Saint-Germain. Da. Probabil că asta urmează să facă cei de la Newcastle. Da, este o ipoteză. Da. Până una alta, da. Vedem că avem aici un antrenor bulgar, Ivailo Petev, care vine, oprea pe Universitatea Craiova și câștigă. Câștigă cele trei meciuri care sunt disputate sub conducerea acestui antrenor bulgar, inclusiv o partidă cu CFR Cluj. Da. Când un arbitru vine, când un antrenor... Da, ai rămas setat pe asta cu arbitrii. Când ai rămas blocat în trecut. Când un antrenor vine la echipă și se obțin rezultate bune, mai ales dacă există doar 3 sau 4 etape, sau dacă obține rezultate proaste, e clar că nu e neapărat... nu e nici vinovat, nu e nici cumva răspunzător pentru ceea ce se întâmplă. Sigur, creează un nou mod de lucru, dar în 3 sau 4 etape nu e timp să rezolvi probleme. Vom vedea pe termen lung și după pregătirea de iarnă,
Pentru că mai devreme am făcut o afirmație în care am spus că Oțelul, CFR și UCLU sunt două echipe care arată foarte bine, dar peste toate echipele va veni pregătirea de iarnă. Vor fi schimbări în lotul tuturor echipelor sau... Apropo de această pregătire de iarnă, înțeleg că Dorinel Munteanu ar fi adeptul unui stil mai vechi de a aborda aceste pregătiri de iarnă, da. Cum se întâmplau, de exemplu, pe vremea ta, da. Când erai jucător. Unele echipe aleg să nu mai facă astfel de pregătire. Majoritatea echipelor. Majoritatea echipelor. Louis Van Gaal a scos alergarea la munte în 1993. Printre alții. Mourinho din primul an în care a antrenat. Însă vedem că una dintre cele mai bune echipe fizic vorbind, dacă nu chiar cea mai bună din campionat, este Oțelul. Nu trebuie să ne raportăm la România, să ne raportăm la echipele care aleargă fără minge în fotbalul mondial. Nu există. La cel mai înalt nivel, iar acolo tindem. Da. Iar Oțelul nu pentru că poate să alerge, face pressing-ul ăla foarte bun. Uitați-vă la linia de mijloc a Oțelului cum închide toate culoarele către poartă. Și nu trebuie să faci decât 5 metri. Un jucător presează, ceilalți jucători sunt lângă el. Spui că e în primul rând o chestiune de organizare și nu de potență fizică. Primul lucru care se întâmplă în fotbal este de natură tactică. Dacă noi suntem la distanța potrivită, noi ne putem acoperi. Noi suntem cei mai buni atleți din lume. Dar eu sunt aici și tu ești la roată, la parcul tău. Nu ne vom putea acoperi în istoria fotbalului. În primul rând trebuie să ne putem acoperi. Dacă noi suntem grupați... De altă parte, această organizare pe care vrem să o impunem, da. Nu se poate fără o pregătire fizică ireproșabilă, pentru pregătirea că acea fizică... alergare... Hai să punem pregătirea fizică în perspectivă ca să demonstrăm ceea ce este fitness-ul de fotbal. În fotbal vrei să performezi acțiuni de fotbal. Fitness-ul de fotbal înseamnă să poți să repeți acțiunile pentru cât mai mult timp. Nu spune nimic despre alergare, spune cât de mult poți tu să repeți acțiunile. Asta spune. Iar ca să repeți acțiunile, ce trebuie să faci? Să performezi acțiuni de fotbal. Când poți performa acțiuni de fotbal? În timpul jocurilor de fotbal. Noi am avut fotbalistul care a alergat cel mai mult la Euro 2008, la turneul final, pe Bănel Nicoliță. Da. Alergarea, cu cât alergi mai mult, asta este o consecință a faptului că joci fotbal mai slab. Și cei mai buni jucători alergă mai puțin. Față de mult mai puțin decât Lionel cei Messi mai slabi jucători. A avut meciuri în care alerga mai puțin decât portarul aflat pe teren și la cel mai. Asta este un exemplu, într-adevăr, în alb și negru, cu un fotbalist cu cât este mai bun, cu cât ieși informații mai bine, cu cât decide mai bine, cu cât execută mai bine, n-are nevoie să alerge, pentru că dacă noi ținem mingea foarte bine și nu o pierdem, nu vor fi tranziții, nu va trebui niciodată să facem 80 de metri. Alex, în încheierea discuției noastre de astăzi, la cum merg lucrurile la FCSB? Mai este ea campioană în acest sezon? În primul rând, eu n-am spus că va ieși campioană. Sper să se întâmple asta. Dar așa ai lăsat de înțeles, că no. Sezonul ăsta... Nu. Am vorbit anul trecut de Faru și asta m-a învățat minte să nu mai spun nimic. Da? Ai vorbit sezonul trecut de Faru că nu că va nu ieși. Va fi, da. Și am fost într-o eroare și aș vrea să nu mai fie în acea eroare. Și nu voi spune nici cine nu va câștiga și nici cine va câștiga. Pentru că nu știu. Ceea ce cred e că în momentul ăsta... ei trebuie să facă cumva să ajungă în perioada de iarnă cu un avantaj cât mai bun, iar în iarnă să se redreseze cumva. Gigi Becali vede redresarea în aducerea a doi atacanți, a unui fundaș și a unui mijlocaș. Cred că modul în care joacă ei ca echipă și cred că pentru că sunt o echipă care construiesc foarte mult și n-am avut timp să discutăm despre asta. Am plecat direct în alte direcții. Modul în care ei construiesc poate fi remediat cu jucătorii care sunt acum, în așa fel încât să creeze foarte multe ocazii de gol. Cu cât pentru că FCSB s-a întâmplat. Au pierdut multe mingi în construcții, pentru că cei de la Oțel s-au apărat foarte bine cu o linie de 5, nu mai avem timp să discutăm acum. Și în momentul când au pierdut mingea, cei de la Oțel au venit foarte repede au trecut foarte repede liniile, cei de la FCSB care erau în fața mingii n-au mai reușit să replieze și astfel se creează ocazii de gol. Dar cred că cu jucătorii pe care i-au, sigur că dacă e nevoie să aduc, o să aduc. Eu nu știu exact care e situația lor internă și la cine vor renunța sau pe cine vor păstra, dar cu jucătorii pe care i-au în acest moment, ei pot să ajungă din nou la nivelul la care au fost în primul etapă. Se pare că 4 vor pleca, 4 vor veni. Asta este ideea la FCSB. În contextul în care nucleul rămâne.
și pleacă doar 4 și vin doar 4, sunt șanse foarte bune ca în, într-o lună, o lună jumătate după ce au venit să fie cât de cât integrați și cu îmbunătățirea modului în care ei, în care ei construiesc, similar cu ceea ce am văzut în primele etape. Nu există o lună, o lună și ceva la Gigi Becali. E nevoie de o perioadă de acomodare, așa cum pentru un antrenor nu sunt suficiente 3-4 meciuri, nici pentru un jucător o lună e foarte puțin. Am încercat să scurtez cât am putut de mult. Ar e foarte mult pentru Gigi Becali. Alex Borceanu, da. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la emisiune și vă așteptăm și mâine seară, când vom discuta, de exemplu, despre ce reușește Dinamo și, de asemenea, ce reușește și Șepșii. Ambele echipe se înfruntă în această seară cu antrenori noi. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Timpul înseamnă viață. Pentru asta am creat spitalul care este lângă tine atunci când existența depinde de secunde. Sanador. Sănătatea ca stil de viață.